Și tragedie în capitală. O femeie a fost găsită înecată în râul Dâmbovița. Echipajele de intervenție au scos-o pe femeie la mal, dar medicii n-au mai putut face altceva decât să constate decesul. Potrivit unor surse, femeia a mai avut în trecut tentative de suicid. Aceasta era dispărută de o zi. Alerta a fost dată de către oamenii care se plimbau pe marginea râului Dâmbovița din capitală, care au observat o persoană care plutea. Imediat la fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de intervenție, printre care și scafandrii din cadrul SMURD, care au scos la mal o femeie în vârstă de 64 de ani. Medicii n-au mai avut ce face altceva în afară de constatarea decesului. Cazul a fost preluat de serviciul omorâri din cadrul Poliției Capitalei, iar trupul neînsuflețit al femeii a fost transportat pentru necropsie. În urma controalelor, s-a constatat că femeia a fost dată dispărută de către familie cu aproximativ o zi înainte să fie găsită. Potrivit unor surse, femeia era cunoscută cu boli psihice și a avut mai multe tentative de suicid în trecut. Ea a fost internată de multiple ori la Spitalul Obregia, însă familia nu și-a dat acordul pentru a-i da femeii medicamente pentru boala de care suferă. Polițiștii criminaliști continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a petrecut tragedia.